Salutare și bine te-am regăsit! Astăzi am să spun cel puțin 5 lucruri pe care le faci greșit atunci când lucrezi de acasă. Hai să fim serioși, o să mai dureze puțin perioada asta de lucrare de acasă și cei care au posibilitatea să lucreze de acasă sunt, să zicem, norocoși. Însă o fac într-un mod foarte greșit. Mulți dintre noi, în loc să ne așezăm la un birou, așa cum fac eu acum, de exemplu, decid că este mai comod să stea pe canapea, de exemplu. Atunci când lucrezi de pe canapea, ai câteva mari probleme. Unul dintre ele este laptopul tău, care de obicei stă pe picioare, sau pe pantaloni, sau pe o pătură, sau pe orice altceva, în așa fel încât o să-i astupi toate găurile pentru ventilație. Laptopul ar trebui să stea pe birou dacă vrei să răcească corect și vrei să aibă o durată de viață suficient de lungă, pentru că altfel toate fibrele din pantalon, din pătură, din orice ai avea tu, o să ajungă în laptop și o să-i blocheze căile de ventilație. O altă mare problemă atunci când stai pe canapea este că, de obicei, în 99% din cazuri, canapeaua are în față un televizor. Și da, o să fii tentat să-l aprinzi și o să pui pe el probabil un serial sau știrile sau orice altceva și o să-ți distragi atenția de la orice îi face tu pe laptop, pentru că având un ecran mult mai mare în față, ești tentat să te uiți către el. Cea mai bună soluție pentru chestia asta este să-ți conectezi laptopul printr-un cablu HDMI la televizor și în felul ăsta o să ai un ecran mult mai mare în fața ta, pe care vei putea lucra mai ușor și nu o să fii distras de orice se întâmplă pe televizorul respectiv. Bine, pe mine mă relaxează, asta e o idee bună și ai putea să spui, de exemplu, un clip de pe YouTube de 10 ore cu un acvariu în 4K. O altă greșeală monumentală pe care poți să o faci este să lucrezi din pat. Laptopul nu are ce căuta în dormitor, nici măcar telefonul. Chiar îți recomand să încerci să-ți ții telefonul departe, cum ar fi, de exemplu, așa, de dormitor. Nu ai ce căuta cu ecrane în dormitor, ar trebui să fie un loc sacru, să spunem așa. Poți să faci orice altceva în dormitor, însă fără laptop, fără telefon și mai ales fără televizor. În plus, gândește-te la un lucru. Când stai așa în pat, poziția spatelui tău este total nenaturală. Este mult prea arcuit, nu ai suport în partea asta și automat o să te doară spatele chiar și după o oră de lucru în această poziție. Cea mai bună poziție de lucru este din picioare. Da, știu, poate părea enervant și mi-a luat mai bine de 4-5 luni de zile ca să învăț să stau în picioare și să lucrez la poziția aceasta. Ai nevoie de un standing desk sau un birou care să aibă o înălțime suficientă care să-ți permită să stai corect la el. Ca să fii și mai productiv, îți recomand să iei laptopul și să-l pui pe un dulăpior undeva în stânga sau în dreapta biroului, să iei un astfel de cablu și să-l conectez la un monitor extern. Acum, legat de monitor, în funcție de preferințele tale. Noi preferăm un monitor cu o diagonală de la 24, 27, ba chiar 32 de inci, cum este acest model. Și pentru asta mai ai nevoie și de o tastatură și de un mouse. Tastatura, din nou, tu decizi care este cea pe care o preferi cel mai mult. Să aibă taste mai mici, să aibă taste mecanice, mouse-ul, din nou, dimensiunea este la alegerea ta. Îți recomand însă să nu folosești un mouse din acela foarte mic, ai nevoie de unul pe care să-ți poți rezema mâna ca să poți lucra eficient. Unghiul la care trebuie să te uiți la un monitor nu trebuie să fie niciodată în jos. De aceea nu recomand să stai să lucrezi la un laptop, mai ales când stai la un standing desk. Ai nevoie de un monitor care de preferat are un reglaj în înălțime, în așa fel încât privirea ta să ajungă exact pe jumătatea ecranului monitorului. Și în felul ăsta gâtul tău va sta corect atunci când te uiți la el. Pentru că cu siguranță o să te uiți multe ore de acum încolo, indiferent că, nu știu, lucrezi în Excel, în Premiere, în Photoshop sau mai ales atunci când o să ai o videoconferință. Și aici e un subiect foarte delicat, unde cred că ar merge un clip complet despre conduita în timpul unei videoconferințe. Ar trebui să fii îmbrăcat decent, poți să ai, de exemplu, un tricou, să ai lumină suficient de bună și, bineînțeles, să ai camera pornită și microfonul oprit, ca să știe lumea din acea videoconferință, din acel conference call, că tu ești atent la ceea ce se spune în momentul respectiv. Dar despre asta o să vorbim puțin mai încolo într-un clip separat, pentru că am impresia că mulți dintre noi ar trebui să învețe cum să se comporte într-o astfel de situație. Dacă ai ajuns la frumoasa vârstă de 30 de ani sau puțin peste, o să știi ce înseamnă durerea de spate.
Ca să eviți durerea de spate, sunt câteva lucruri pe care le poți face atunci când lucrezi de acasă sau mai ales din picioare. Eu folosesc, de exemplu, o pereche de sandale, acești Birkenstock, pe care îi folosesc doar în casă, tocmai pentru că poziția piciorului meu este cea corectă. Atunci când mergi la serviciu și lucrezi dintr-o clădire de birouri, ești de obicei încălțat cu încălțăminte de stradă. Încălțăminte pe care ți-ai ales-o, bineînțeles, după cât de confortabilă este. Iar acea încălțăminte o să țină piciorul drept. Acasă însă, majoritatea dintre noi avem un covor destul de subțire sau poate chiar parchet. Și nu vrei niciodată să stai cu piciorul direct pe parchet, pentru că atunci toată greutatea ta se va lăsa pe călcâi, ai tendința să calci greșit și o să simți că te doare spatele după o singură zi în care stai așa. De aceea ai nevoie de o pereche de încălțăminte de genul ăsta sau mai ales, dacă lucrezi din picioare, un astfel de pad pe care poți să-l folosești cu sau fără sandale. Ăsta este un pad de la ergolive.com care pur și simplu îți elimină presiunea pe care o ai atunci când stai în picioare. Călcâiul meu o să stea puțin mai jos, nu este chiar 100% corect și ergonomic, însă e mult mai comod și nu mai doare spatele în momentul în care stau o oră, două, trei în fața unui monitor în picioare. O altă greșeală pe care o facem cu toții este să ne aducem laptopul în locul în care mâncăm. Știu că poate noi am un apartament foarte mare cu 10 de camere și bucătărie și dining room și living room dedicate, însă e o problemă mare atunci când ajungi să lucrezi cu laptopul împreună cu borcanul de zacuscă la masa din bucătărie. Ar trebui să le separi mai mult de atât. Da, știu, poate nu ai loc suficient în casă, însă nu folosi laptopul atunci când mănânci. În primul rând, atunci când mănânci lângă laptop, o să ajungi să mănânci mult mai mult. Asta se întâmplă de obicei și când mănânci în fața televizorului, însă e mai periculos să lucrezi în timp ce mănânci sau să mănânci în timp ce lucrezi. Înțelegi tu, nu le combina pentru că nu e sănătos deloc, o să ajungi să mănânci mult mai mult decât ți-ai propus cu laptopul în față. Și o să vezi că te ridici după o oră jumătate, două, pentru că tu consideri că ai fost productiv. Ai mâncat foarte mult și n-ai fost deloc productiv pentru că ai fost ocupat să bați sub nas. Da, știu, nu e deloc ieftin să-ți cumpere, de exemplu, un birou electric și să mai ai și loc unde să-l pui în casă. Însă, poate să-ți fie de folos orice tip de birou care are, să zicem, o înălțime normală de 75-80 de centimetri, cam pe acolo, unele chiar mai jos, la care să așezi un scaun comod. Acum, ce înseamnă un scaun comod? Bine, noi avem o recomandare destul de accesibilă, mai ales că acum a fost upgradat, este acel Marcus de la IKEA, care este un scaun foarte comod și pe care îl folosesc colegii noștri de la parter și, bineînțeles, colegii de la montaj, adică Laurențiu și cu Daniel. E un scaun cu spătar înalt. Însă, acesta este unul din scaunele care are o poziție corectă. În primul rând, spatele trebuie să stea arcuit, se vede aici, suportul lombar, și trebuie să ai un suport pentru brațe. Suportul pentru brațe trebuie reglat corect, în așa fel încât mâna să stea într-o poziție orizontală pe braț și să fie foarte aproape de birou. În așa fel încât tu, când așezi laptopul, să mai poți regla eventual suportul în înălțime, dacă poți, dacă nu înălțimea scaunului, ca să poți să stai cât mai comod și mai corect la birou. Uite, în cazul meu va trebui să mai cobor puțin birou, pentru ca mâinile mele să se așeze în această poziție pe laptop. Poziția picioarelor este la fel de importantă. Ar trebui să fie la 90 de grade. Asta e poziția corectă. Nu-ți creează presiune nici aici pe gambă, pe interior, și nici nu stai cu ele, să zicem, cu genunchii la gât, așa, cam așa se spune. Dacă totuși ai obosit, îți recomand să găsești un suport de picioare undeva pe la 10 cm înălțime, cum e de exemplu piciorul acestui birou, pe care să le ridici din când în când. Și atenție, nu uita să te ridici de pe scaun cel puțin 5 minute la fiecare oră. Faptul că lucrez din picioare pe mine mă ajută să fiu mult mai activ. Și încep să lucrez din ce în ce mai mult din picioare, pentru că o mare parte din ziua de ieri, de exemplu, am petrecut-o în picioare la acest birou. Noroc că nu era George. Dar pot să fac asta și la biroul central, cel la care filmă review-urile. Foarte multă lume, în momentul în care lucrează de acasă, uită să se mai ridice de pe scaun și pot sta acolo 3-4 ore în continuu, ceea ce este complet nesănătos.
Îți strică în primul rând digestia, îți strică poziția spatelui și asta se poate vedea în timp, chiar după 4, 5, 6 luni de zile de lucrat de acasă. Nu trebuie să faci chestia asta toată viața. Jumătate de an este suficient să-ți strice o mare parte din obișnuințele organismului tău. Așadar, ridică-te în picioare măcar 5 minute în fiecare oră. Eu, de exemplu, sunt mai nerăbdător. Nu pot să stau pe un scaun mai mult de 20 de minute pentru că trebuie să mă ridic să fac ceva. Să așez ceva prin birou, prin studio, prin casă, să fac un pic de curățenie, să mă detașez în primul rând de la lucrurile pe care nu știu să le fac în momentul respectiv. Mă ajută și din punct de vedere psihic ca să îmi dea idei noi pentru ce vreau să construiesc, să creez, fie că e vorba de fotografie, un video sau, nu știu, o prezentare. Ajută să te ridici, să te plimbi prin cameră, să te miști ca să-ți vină idei noi și să te deconectezi de la lucrurile pe care le făceai în momentul respectiv. Nu trebuie să stai focusat pe o chestie mai mult de 20-30 de minute. Bine, dacă totuși vorbim de un video, cred că o oră este maximum. Așadar, cam acestea sunt sfaturile mele ca să poți lucra eficient și corect de acasă, pentru că o să mai lucrăm multă vreme de acasă, cel puțin cei care ne permitem să facem lucrul ăsta și nu suntem obligați să venim la serviciu. Noi avem, să zicem, norocul că putem lucra și de la studio și de acasă, pentru că putem veni într-un număr mult mai mic aici, ca să fim în siguranță, însă știu oameni care de 9 luni de zile nu m-au mai părăsit apartamentul lor, decât pentru mici cumpărături sau pur și simplu să iasă dimineața, să alerge prin parc pentru că mai au puțin și o ia razna. Ăsta e adevărul și cred că situația asta se va prelungi. De aceea m-am gândit să fac acest video ca să-ți dau cât de multe sfaturi posibile. Dacă ai, de exemplu, alte întrebări, îți recomand să le lași în comentarii mai jos și o să-ți răspund la fiecare dintre ele ca să te ajut să-ți îmbunătățești stilul de lucru de acasă. Bineînțeles, o mare parte din aceste sfaturi le poți traduce și peste un an, doi, atunci când mergi la birou. Poți să ceri, de exemplu, un monitor dacă lucrezi doar de pe laptop, poți să ceri un standing desk, eventual o bicicletă eliptică dacă ai idei nebune și să te așezi la o poziție cât mai confortabilă ca tu să fii cât mai productiv. Să poți să-ți termini, de exemplu, treaba mai repede pentru că te-ai obișnuit să fii acasă și să mergi mai repede acasă. Cum ar fi să lucrezi 4 ore, 5 ore maximum pe zi, iar restul din timp să ți-l petreci cu familia? Bun, și acum că am terminat cu sfaturile despre cum să lucrezi de acasă, îți mai spun o singură chestie și este cea mai importantă dintre toate. Trebuie să știi când să te oprești. Faptul că lucrezi de acasă, poți ajunge să lucrezi până la 10 noaptea și să zici că ai fost productiv în ziua respectivă. Însă ai uitat că n-ai făcut nimic pentru tine, nu te-ai relaxat, sau n-ai construit business-ul tău pe care vrei să-l faci până afara orelor de program, de serviciu, sau, nu știu, n-ai avut grijă de familie, de copii, n-ai stat cu ei. Toate lucrurile pe care vrei să le faci, trebuie să-ți faci timp pentru ele, iar ăsta este cel mai greu lucru dintre toate. Trebuie să-ți setezi, de exemplu, o alarmă și funcționează ca la ora 5 sau la ora 6 după masa să te oprești din lucru, pentru că ești tentat să lucrezi până la 12 noaptea și mai nou am observat că mail-urile vin chiar și la 2 dimineața. Sunt oameni care își verifică mail-ul și dau răspunsurile la 2 dimineața. Și nu e ok, mai mult pentru tine cât pentru cei care văd acel mail. Nu o să se supere nimeni că ești workaholic, ci dimpotrivă. O să te laude poate că ai răspuns foarte repede la acel mail, însă nu e sănătos pentru tine. Așadar, învață când să te oprești atunci când lucrezi de acasă. De exemplu, să zicem că ziua mea s-a terminat, deși e abia 11 dimineața, și mă așez pe canapea și mă relaxez uitându-mă la un film. Fă ceea ce îți place, dar fă-ți timp pentru asta. Cam atât pentru astăzi, eu sunt Radu Neagu și acestea sunt sfaturile mele pentru cei care lucrează de acasă, pentru cei care au această posibilitate și, din nou, dacă ai alte idei și sugestii, lasă-le în comentarii mai jos. Dă un like acestui video, dă un share ca să-l vadă și prietenii tăi și noi ne vedem data viitoare. Numai bine!